Harta morții de Ștefan Berciu. În distribuție Silviu Stănculescu, Emil Hosu, Ion Pavlescu, Alfred Demetriu, Dorina Lazăr, Monica Ghiuță, Mihai Mereuță, Răzvan Vasilescu, Mitică Popescu, Virginia Mirea. Regia artistică Dan Puican. Vâlcule, tu ai organizat aducerea Grimineanului la tribunal? Eu, domnule general, raportez că el vine într-un taximetru însoțit de doi ofițeri de la judiciar. Și Duba? Duba vine goală. Perfect, eram îngrijorat. Mă găsesc în incinta tribunalului. Sper să-ți reușească trucul. Alminteri, prietenii și rudele victimelor o să-l linșeze. Oameni buni, peste obținea mea muntă! Vine Duba! Păi eu credeam că o să-l dea jos la intrarea principală. Dar ce? Poliții și-l apără! Uite, Duba, coboară panta! Acolo e o intrare specială pentru ticăloșii aduși la judecată. Ce urlați, măine, toților, că ne-au păcălit? Nu vedeți că Duba e goală? Înseamnă că nemernicul este deja în sală! Haide, Duba, hai să intrăm în sală! Stimați ascultători, ne aflăm în incinta tribunalului, mai exact în sala secției 2 penal, de unde transmitem în direct. Aici se va judeca procesul celui care vreme îndelungată a ținut sub teroare orașul, omorând în lanț și cu un sadism rar întâlnit numai femei. Îi informăm pe ascultătorii noștri că încă de pe acum acest templu al dreptății începe să devină și un templu al durerii. După cum probabil auziți, sala este tixită de lume. Autoritățile fac față din ce în ce mai greu ordinii ce se impune a fi menținută în împrejurări de o asemenea gravitate. Prietenii și rudele victimelor au pătruns de mult în sala de judecată, aducând cu ele gândul înfăptuirii dreptății după binecunoscuta lege a talionului. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Și îngăduiți-mi să vă spun că poate au dreptate, dacă ne gândim la câte vieți tinere a curmat năpraznicul asasin. Stimați ascultători, în acest moment, în acest moment de liniște, în sala de judecată apare acuzatul însoțit de doi polițiști în uniformă. Acuzatul este tânăr, frumos și îmbrăcat într-o zeghe nouă, croită parcă pe măsură. De sub mânecile sacoului apar manșetele unei cămăși de un alb imaculat. Cel care va fi judecat pentru numeroase omoruri și mult mai numeroase tentative de crimă, jafuri, etc., pare un prinț indian coborât dintr-o stampă. În acest moment, polițiștii îl duc în boxa acuzaților și toți trei se așează. Cu siguranță, stimați ascultători, că acest proces va oferi un spectacol pe cât de crud, pe atât de fastuos. În acest moment, procurorul pregătește expunerea actului de punere sub acuzare. Ca să-l prezinte cât mai exact, procurorul va recurge la mărturiile câtorva victime care au avut, să zicem, norocul să supraviețuiască atentatelor la crimă
făptuite în serie de acest sadic ucigaș de femei. Revenim după cuvântul procurorului. Onorată instanță, acuzarea a consemnat ca debut criminal al omului din boxă faptul că în toamna anului 1970, o tânără mamă, înainte de a pleca la lucru, s-a dus să cumpere lapte pentru copilul ei în vârstă de câteva luni. Poftiți, vă rog, la bar. Povestiți, onorată instanță, ce vi s-a întâmplat. Am venit, așa cum a spus domnul procuror, plecasem de acasă cu gândul să cumpăr lapte pentru copil. Cât era ora? 5. 5:15 dimineața. La 6 plecam la serviciu. Și ce vi s-a întâmplat? În dreptul cimitirului Sfânta Vineri am fost atacată de un bărbat tânăr care, sub amenințarea cuțitului, m-a scris să sar gardul. Și, speriată, m-am supus. A venit după mine, m-a tras în spatele unui cavou și, pe o lespede de mormânt, a întreținut cu mine raporturi intime. Tot timpul amenințându-mă cu moartea. După aceea m-a pus să jur că îl voi iubi numai pe el și că voi reveni în cimitir tot timpul pentru... L-ați putea recunoaște pe agresor? Da. Este bărbatul din boxă. Mulțumesc! Puteți pleca. Rog să poftească următoarea victimă. Poliția Capitalei, dispecerul de serviciu. Alo, soția mea a fost atacată. Cineva a vrut să o omoare. Unde s-a întâmplat asta? În fața casei, pe strada... Salvarea și poliția au sosit în același timp. Maior Vâlcu, dumnealui este locotenentul Jeanu. Cine e soțul victimei? Eu. Poftiți. Și-a mai revenit. Da, bine, Jeanu, vezi ce sunt vecine. Eu o să discut cu victima. Domnule doctor, da? Sunt aici. Da. Mi-a apărut în cale, aici, lângă casa. Când s-a întâmplat asta? Să fi fost două noaptea. E ora la care mă întorc de la serviciu. Sunt debarasoare. Am strigat după ajutor. Asta i-a salvat viața. Nu dormeam. Am auzit-o și am sărit pe fereastră. Doamne, dacă îl prindeam! Stai. Domnule doctor, cum vi se pare? E lovită zdravă. Da, cu o rangă. O să o luăm la spital. Suplice? Da, domnule major, m-am informat. Vecinii au auzit victima strigând după ajutor și au ieșit cu toții. Asta e. După cum vezi, câmpul infracțiunii nu oferă nimic. Absolut nimic. Da. Așa da. Că ține locotenent. Hai la bază. Am înțeles. Ați putea recunoaște pe cel care v-a atacat în noaptea aceea? Sigur, domnule procuror. Este bărbatul care poartă o zeghe elegantă, făcută probabil la casa de modă. Mulțumesc! Vă puteți retrage. Și acum, onorată instanță, supun atenției dumneavoastră cazul unei alte victime. O tânără de numai 17 ani, tot de barasoare la un restaurant periferic.
atacată, izbită cu un corp metalic, izbutește să scape cu viață fugind. Însă rămâne cu memoria parțial pierdută. E încă în spital. Iar aici este reprezentată de cei 5 frățiori mai mici, aflați în grija ei, toți orfani de ambii părinți. Întreb, cine o să mai aibă grijă de ei? Alo, Maior Vâlcu. Da, domnule general, să trăiți. Da, sigur, sigur. Credea că noi nu am realizat. Ce anume e, domnule Maior? Faptul că ticălosul ăsta care tot agresează femei și-ar alege victimele dintre cele cu muncă de noapte. Ce zici, tinere locotenent? Păi de dat ne-am fi dat noi seama, numai că nu ne-am mărturisit acest gând ascuns, nu? Ascuns, nu? Mă rog, dacă nu ne-am spus noi, a spus-o el. Bine că a spus-o cineva. Important este să facem ceva în sensul ăsta. Bineînțeles, domnule Maior, să... Dispeceratul Poliției Capitalei, vă ascult. Veniți în strada Busuiocului, numărul 7. În curtea mea e o femeie moartă. Eu așa am găsit-o. Acum o jumătate oră când am venit acasă de la fimea. Domnule doctor! Domnule Maior, cred că a fost ucisă cu 2-3 ore mai înainte. Adică pe la ora 23, nu? Chiar așa, tine locul. Da. Domnule Maior, dacă îmi permiteți, uitați, victima era lucrătoare la bumbăcărie. Se vede că a fost atacată când se întorcea de la lucru. Cu siguranță ieșea din schimbul 2. Cu siguranță, Gianule. Acum, ia seama, băiete, la femeia asta ucisă bestial și la absolut tot ce e în jurul său. Da, domnule Maior. Uite, loviturile la cap. Da, cu un corp dur și tăios cu... Exact, foarte bine, dur și tăios. Da. Uite, doctorul o întoarce cu fața în sus. Extraordinar, de necrezut. Urme de dinți, mușcături, lipsesc bucăți de carne. Canibalism. Extraordinar. Ia fi atent la lenjeria intimă a victimei. E expusă pe gard. Foarte ordonat. Foarte ordonat? Da, așa pare, așa pare. Ordonat, cu grijă. Bun, și asta ce ne arată? Cred, nu știu, un... Bun. Cult pentru fetișuri? Bravo, Gianule. Bravo, Gianule. Ucigașul este un fetișist. Ține minte această trăsătură de comportament. Este foarte important. Am înțeles. În cazul ăsta, câmpul infracțiunii, cum să spun eu, este ca un martor viu. Da. Pur și simplu vorbește. Da. Da, iartă-mi. Domnule doctor, ați terminat? Da. Cadavrul poate fi dus la Institutul Medico-Legal. În ordine. Locotenente, vă rog. Hai să vedem ce putem afla de la eventualii martori. Mergem. Salut. Să trăiți, domnule Maior. Gianule, ce ai mai aflat în legătură cu victimele? Da, domnule Maior, am discutat cu două măturătoare de la ICAB. Se afla în apropierea locului crimei. Una mi-a spus că a văzut zăbovind acolo un bărbat de vreo 20 de ani. Cealaltă mi-a precizat că bărbatul avea cam 50 de ani. Deci 20-50, da, da. Relații contradictorii. Sunt frecvente. Acum, hai să spun eu rezultatul necropsiei. Uite, victima a fost, fii atent, violată după ce murise. Iată, dar, pe lângă comportamentul canibalic, fetișist și pe acela de necrofil, înțelegi, da? Raporturi sexuale cu morți. Un tip absolut aberant. Fără doar și poate, fără doar și... Ah, asta era să uit.
S-au făcut mulaje după mușcăturile asasinului. Deși astea nu prezentau întreaga dentiție a criminalului. Domnule Maior, și asta e ceva. Da, așa zici tu, da. Însă, cam puțin. Aici, dispeceratul Poliției Capitalei. Alo, alo, veniți la bariera dinspre o femeie moartă. Geanule, iată-ne și la barieră. Domnule Maior, e clar, același spectacol. Aceleași lovituri cu același corp dur, tăios. Tăios, da. Dar fii atent, fii foarte atent. Da. Raportul sexual cu victima pare doar mimat. Într-adevăr, și apoi lenjeria intima victimei, exact, vedeți, pare smulsă de pe ea. Smulsă, azvârlită și nu așezată ordonat. Da, eu... Vezi, băiete? Lipsește aspectul de fetișism. Exact. Lipsesc prea multe. Să trăiți, domnule general. Când ați venit? Imediat după voi, lucrurile. Dar am discutat cu acarul care păzește bariera. Da, și ei? Zice că o cunoaște pe victimă. Așa. Știe că era casiera unei cooperative de invalizi și în fiecare seară, între orele 21 și 22, trecea pe aici spre casă, ducând cu ea încasările pe care a doua zi urma să le depune la bancă. Important. Ah, când văd locotenentul Jean, îți este de ajutor. Poftim? Da, sigur, domnule. Gianule. Ordonat, domnule general. Acum, după ce te-am auzit observând ceea ce lipsește în cazul ăsta ca să fie identic cu celelalte omoruri, ce crezi? Domnule general, raportez. Parcă n-ar fi același autor. Bravo, Gian. Chiar așa. Cineva a încercat să-l copieze pe obsedatul după care alergăm, dar n-a izbutit întru totul. Să ții minte, dragul meu, purtarea făptașului în timpul infracțiunii poate fi copiată, dar nu poate fi niciodată identică cu altcuiva. Niciodată. De data asta avem de-a face cu un jefuitor ordinar care a vrut să ne pună pe o pistă falsă. Onorată instanță, acuzarea prezintă acum tentativa de omor pe care acuzatul a făptuit asupra acestei tinere, care a avut șansa supraviețuirii. În aparență, acest caz se prezintă ca un joc al destinului. Spun asta pentru că felul în care s-au cunoscut ar vrea să arate că victima și asasinul merg fatal unul către celălalt. Tânăra chemată de noi la bar are 25 de ani, este muncitoare la o fabrică. În ziua ei liberă, îl cunoaște pe acuzat la un cinematograf. Îi place purtarea lui. O conduce acasă, unde se despart. Dar el nu pleacă. Nu! Studiază holul blocului, luminatorul, subsolul cu boxele sale, dintre care multe sunt nefolosite și descuiate. În seara următoare, o așteaptă pe noua sa cunoștință, care se bucură la apariția lui. Dar el o lovește năprasnic, folosindu-se de o bară din fier pe care a scos-o din sacul sport, de care nu se despărțea niciodată. Aducându-o în imposibilitate de a se apăra, o trage în subsolul imobilului, o dezbracă, îi așează lenjeria intimă cu grija unui fetișist și o violează. Însă aude un zgomot, se sperie și fuge. Dar nu uită să-i fure din poșetă puținii bani pe care victima i-avea. Un locatar o găsește în stare de inconștiență, telefonează la poliție, poliția cheamă salvarea, iar norocul de a scăpa cu viață este de partea acestei tinere. Vâlcule, ce e zarba aia din curte? Raportez. S-au prezentat vreo 200 de bărbați, cei mai mulți sunt pensionari. Da. Vor să ne ajute. Se oferă voluntari. Rog-i să mă aștepte. Vreau să discut cu ei. Înțeles. Și vină la mine pentru un sfert de oră. Înțeles, domnule general.
era domnul ministru. Aflați că activitatea criminală a acestui sadic a devenit o problemă de stat. Iertați-mă pe bună dreptate, domnule general. Vârcule, da? Refaceți planul de măsuri. Înțeles. Va trebui să acționăm pe trei direcții. Prima, intensificarea patrulărilor în zonele propice tentativelor și chiar omorurilor. A doua, înmulțirea capcanelor și echipelor cu fete momeală. Și cea de-a treia, supravegherea cât mai strictă a mijloacelor de transport pe timp de noapte. Înțeles. Ca să nu mai vorbim de cele 3000 de străzi care trebuie ținute sub cea mai atentă observare. Iertați-mă, dar de unde oameni, domnule general? Cu voluntari, cu tot, abia putem supraveghea 1000 de străzi. Da, bineînțeles, domnule major. Bineînțeles, și în cazul ăsta e vorba de același făptaș pe care îl putem recunoaște din modul de operare. Uitați, urme lăsate pe corpul victimei de aceeași bară metalică. Vedeți, aceleași manifestări fetișiste privind lenjeria intimă a victimei. O secundă. Vă rog. Jeanule, atenție la paralelismul loviturilor, tăieturilor pricinuite de lama unui cuțit. Poate chiar topor. Domnule major... Ce spun astea? Domnule major, cred... Îndemânare? E, chiar așa. Iar asta ne sugerează, nu? Profesia celui care poate mânui cu pricepere cuțitul, mă rog, toporul. Da. De pildă, am putea avea de-a face cu un măcelar. Da, sau autopsier. Exact. Sau tehnician la ecarisaj. Da, se poate, se poate. Să trăiți. Bună seara. Văd că lucrați prin apropiere. Da, sunt de la ICAB. Facem niște săpături. Mi-a zis domn plotonier că vreți să mă întrebați câte ceva și amint. Da. Noi doream să ne spuneți dacă ați văzut pe cineva care să se intereseze de femeia ucisă aici. Păi a fost unul, dar a plecat. M-a tot discusul, domnule, că ce știu, că ce am văzut, că ce ne-a întrebat. Păi noi, polițiștii aia de-a venit înaintea noastră, chestii de-astea. Uh-huh. Poți să ne spui cum arăta? Da, păi era înalt, slab. Slab, sigur. Slab, slab, da, slab, era slab. Tot plimba câte un cuțit așa, dintr-o mână într-alta. Părea bolnav de ură contra câinilor, domnule. Stai! Ia te uita. Ce? O iconiță. O iconiță lângă cadavrul victimei. Totuși, prea mare desfășurare de forțe, domnule. Și? Ce e rău în asta? Făptașul se va simți încolțit, va face greșel și se va da în vileag. Sau o să-l pună pe fugă, cred. Greșești! Luați seama la ce se întâmplă. În ciuda măsurilor excepționale, a capcanelor care i s-au întins, nu s-a realizat altceva, cred, decât să producem panică în lumea interlopă, unde consemnul de bază este dați-vă la fund. Gianule! Domnule major, în vremea asta ucigașul sfidează toate barajele noastre, de parcă ar fi omul invizibil. Ocolește momelile. Ne socotește supravegherea din mijloacele de transport și continuă să omoare în lanț, aberant, omoară. În regulă. Dar la faptul că prin tot ceea ce face ne ajută să-l cunoaștem tot mai bine, nu te gândești? Domnule major, da, dar înțeleg modul său de operare... Inconfundabil, Jeanule, inconfundabil! Da, urmele obiectelor folosite... Și astea! Dar probe materiale, ca sputa, arcade dentare, sânge, păr... Da, înțeleg. Și apoi, lângă ultima victimă, iconița găsită. Dă-ți seama ce important este elementul ăsta pentru întregirea portretului său comportamental. Adică, domnule Maior? Adică, simplu, băiete, foarte simplu, omul nostru este un mistic. Da. Formidabil și încă unul paradoxal. Da. Eu sunt aproape sigur că ăsta, înainte să omoare... trece pe la vreo biserică și aprinde lumânări. Ea pune și acest aspect lângă fetișism, sadism, necrofilie, canibalism, la care se adaugi o potență deosebită, care îl ajută să întrețină raporturi sexuale în condiții dintre cele mai neprielnice. Extraordinar. Nu? Păi, iartă-mă. Toate astea nu te fac să-l cunoști din ce în ce mai bine? Da, domnule Maior, dar dacă îmi permiteți... Spune. Comportamentul hingherului pe care l-am identificat datorită descrierii acelui muncitor de la ICAB nu se înscria în descrierea pe care i-ați făcut-o ucigașului? Era hingher, era bețiv, afemeiat, fusese condamnat pentru viol și tâlhărie. Înțelegeți, de ce l-ați pus în libertate? De ce? Pentru că arcadele sale dentare nu coincideau cu cele lăsate de asasin
pe trupurile victimelor. N-am știut. N-am știut, vă cer scuze. Nu-i nimic. Dincolo de linia desenată. Puteți strica eventualele urme. Vă rog mult. Domnule doctor. Domnule Maior, de data asta cred că ucigașul și-a lăsat nu numai cartea de vizită, ci și fotografia. O secundă. Jeanu? Domnule Maior, sunt aici. Da, uitați-vă bine la arcadele dentare lăsate de criminal pe sânii victimei. Sunt complete. Dar ce este? Și mai important, e urma lăsată de incisivul inferior drept. Priviți ce malformație prezintă. Extraordinar. Da, Jianule, după arcadele astea complete, se poate alcătui portretul fizic al ucigașului. Înțelegi? E ceva. Domnule Maior, veniți! Domnule Maior, puteți veni o clipă? Dar ce s-a întâmplat? Uitați, am găsit sacoșa asta. Asta, da, pare să fie a unui vagabond. Păi, dar chiar este a unui vagabond pe care eu l-a dăpostez din milă în magazia aia din fundul curții mele. Uitați să vă arăt. Jianu, ia hai să examinăm sacoșa. Da. Resturi de mâncare. Aha, aha. Exact. Ceară picată, parte de la niște lumânări. Domnule Maior! Da? Sub cadavr am găsit o iconiță. Auziți? Auziți, domnule Maior? Doctorul a găsit o iconiță. Da, ei și? Păi, urmele de lumânări, iconița, mistic, paradoxal, ce ziceți? Se cam leagă. Se cam leagă. Dispecerul Poliției Capitalei. Da, domne, în fundul curții mele, pe strada Mecet, e cadavrul unei femei. Bine, doamnă, sosim imediat. Echipajul Traian, recepție. Mergeți urgent pe strada Mecet la numărul 4. Să trăiți, domnule Maior. Da, ce e, Jianule? L-am adus pe stăpânul sacoșii cu resturi de mâncare și urme de lumânări. Mm-hmm. Putem intra? Da, sigur. Hai, intrați. Așa. Să trăiți, domnule. Și dumneata să trăiești. Acum, așezați-vă. Mulțumesc. Bun, să discutăm. Spune-mi, cunoști sacoșa asta? Sigur, domnule, a mea. Deci dumneata e cel care locuiește în magazia lângă care a fost găsit cadavrul unei femei? Da, domnule, eu locuiesc într-o magazie, însă despre cadavrul unei femei am aflat acum de la domnul locotenent. Stai. Unde te duci? La calorifer. Auzi, mai bine ai rămâne pe loc și ai răspunde la ce te întreabă domnul Maior. Da, să trăiți. Tare nu suport șmecherii. Să știți că eu nu sunt șmecher. Nici nu mi-aș fi dorit. Eu sunt doar un înfrânt. Jianule, nu te lăsa impresionat. Întreabă-l ce a vrut să spună cu asta. Am înțeles, domnule Maior. Auzi, ce ai vrut să spui cu asta? Doamne, ce cald e aici. Veneți să duscați. La mine acolo plouă și ninge aproape ca pe stradă. Știți, cândva am avut și eu o casă. Da, o casă adevărată. Dar asta a fost de mult. Acum însă nu mai îmi trebuie. Știți, domnule polițist mai tânăr, vine o vreme când nu-ți mai trebuie nimic. Uite așa, nici nu-ți mai trebuie și nici nu mai vrei. Ăsta e preludiul la izbăvire, adică te afli aproape de capătul capătului. Jeanule, continuă interogatoriu. Am înțeles. Da,
Ce-ar fi să ne explici de unde provin resturile de mâncare și picăturile de ceară pe care le-am găsit în sacoșa dumitale? Da, domnule polițist mai tânăr. Ascult. Restul alimentare provin de la ceea ce capăt prin cimitirile pe unde cerșesc. Iar picăturile de ceară de la lumânările care sosesc pomana. Să știți că o vreme m-am gândit să trez din furat. Zău. Și chiar am și furat, dar asta o singură dată. De la o bătrână. Da, săraca. Târguia într-o prăvălie 200 de grame de salam. A venit după mine afară și mi-a zis: se vede că ești mai strâmtora ca mine. Oprește jumătate din ce mi-ai luat, însă restul dă-mi-l, că alți bani nu mai am pe luna asta. Da, înțeleg, înțeleg. I-am dat înapoi și am intrat într-o biserică. A, nu ca să mă rog, ci ca să cerșesc. Da, da. Domnule polițist mai tânăr, când ajungi să cerșești, te afli foarte aproape de capătul capătului. Da. Dar de ce a plecat așa deodată domnul polițist cel tânăr și mai ales cu ochii scăldați în lacrimi? De ce? Păi, probabil că s-a jenat să-l văd că devine om, om cu adevărat. Așa se întâmplă cu tipii ăștia duri. Domnule Maior? Domnule Maior, victima are doar un singur cercel. Da, am observat, este de reținut. Dar spune-mi, altceva n-ai remarcat? Da, cred că ne aflăm dinaintea altei înscenări. Lipsește aspectul de fetișism. Aha. Raportul sexual mi se pare un scenariu penibil. Da, și eu cred. Domnilor, domnilor polițiști, domnilor polițiști, așa că săpită cum este, nefericită asta a fost victima lui Tică Măcelaru. Îl cunoașteți? Da, da, sigur, sigur că-l cunosc. Locuiește la câteva case depărtare de aici. Da, spuneți. Da, m-a descusut în toate felurile. Că cine a văzut-o din tâi pe moartă, pe cine bănui eu sau cine ar putea fi bănuit de treaba asta. Spuneți, doamnă. Sta să spun. După aia s-a urcat pe motocicletă și dus a fost. Bine, mulțumim. Jeanu, cum ajungem, îl dăm în urmărire penală. Află datele lui de stare civilă. Am înțeles. Uite, Vârcule. Da? Experții au izbutit să alcătuiască portretul robot al ucigașului femeilor. Perfect, perfect, este foarte bine, domnule general. Îl dau eu la multiplicat și până mâine va circula în toată țara. Perfect, da, perfect, da. Sigur, e foarte importantă realizarea asta, dar eu consider că cel puțin la fel de important este și portretul comportamental. Iar pe ăsta l-aveați voi mai demult. Cum v-ați folosit voi de faptul că ucigașul ăsta e un psihopat cu manifestări sexuale necrofile, vampiristice, sadice, aberante? Nimic, Vâlcule, nimic! Ia să-l căutați voi și printre bolnavii psihici cu asemenea manifestări. Raportez, am început. Și? Care e rezultatul? Vedeți, domnule general, avem de-a face cu peste 1000 de suspecți din această categorie. Da. Și aici verificările merg, cum să vă spun eu, merg foarte, foarte greu. De ce? De ce? Oamenii, cum să vă spun, și nu prea se înghesuie. Cei mai mulți îmi spun că la Balamuc e chiar mai trist decât la cimitir. Domnule plutonier, vă rog, fiți atent la fata momeală care e în paza noastră. Văd, e acostată de un tip. Poate că n-ar fi rău să ne apropiem de ei. Tinere, să nu ne grăbim, îi speriem. Da, uitați, domnule plutonier, uitați, o duce pe strada aia care se înfundă și e total întunecoasă. Nu vă neliniștiți, mergem încet. Da, da. Nu,
nicio curte, nu vreau. Dacă ești ascultătoare, uite, îți dau un cercel. L-am de la mama. Din cercelul ăsta poți face un inel grozav? Auzi, știi ce? Hai să o lăsăm pe altă dată. Nu vreau. Nici nu mă gândesc. Dar ce, mă iei de fraier? Nu vreau. Mergi cu mine în puterea nopții și acum faci pe mironosița? Domnule Plutonine, dar ce mai așteptăm? O cam bruschează. Stai! Gata! Prietena noastră a ridicat mâna la cap. Pe el! Hai, acum și... Vreau pe el! Ține-i mâinile la capate! Așa! Mulțumesc! I-am întăgătușat mâinile! Așa! Domnule Maior, n-am forțat-o. I-am oferit spre cumpărare un cercel. Ea mi-a propus drept preț să facă amor cu mine. Minți! Ia spune-mi, de unde ai cercelul? De la mama. Ce? Locotenente, ce zici? Imposibil, domnule Maior. Imposibil că femeia din urechea căreia l-a smuls nu era mai mare ca el nici măcar cu o lună. Nu credeți că eu am omorât-o? Vai de mine, tu pare o persoană onorabilă. Atâta doar că ai evadat din penitenciar unde îi spășeai o pedeapsă pentru mai multe crime. Ia spune-mi, de ce le-ai descăpățânat pe femeile alea după ce le-ai omorât? Și mai înainte de asta, pentru ce le-ai omorât? Haide! Locuiam aproape de frontieră. Știți cum e? Mai vin la tine oameni care vor să treacă granița. Că cine știe cărările mai bine ca un localnic. Spune! Eu nu promiteam ajutor decât femeilor. Că le plac. Le fixam noaptea în care urma să le trec dincolo. Ele veneau cu tot ce aveau, mai de preț. Îmi dădeau plata. Făceau chiar și amor cu mine. După aia porneam la drum. Le plezneam în cap, le luam tot avutul și le tăiam căpățânile ca nu care cumva să fi fost recunoscute de careva din cei care le-ar fi văzut intrând la mine. Căpățânile, vin căpățânile, domnule Maior. Alo, da? Alo? Aici dispeceratul Poliției Capitalei. Alo, domnule, asasinul femeilor este soțul meu. Am avut această revelație chiar în noaptea asta. Spuneți-mi, doamnă, sunteți acasă? Nu, la un telefon public. Vă trimit un echipaj, spuneți-mi exact locul unde vă aflați și numele. Sunt la intersecția străzilor Labirint și Căuzaș. Mă numesc Gabriela. Domnul Maior, mi-e greu, dar trebuie să vă mărturisesc adevărul. Foarte bine, Vasile. Și ca să nu pierdem vremea, începe cu motivul pentru care ai vrut să o ucizi pe soția dumitale, Gabriela. Eu? Dar n-am vrut să o omor. Și doar să o sperie. Da, la ce bun? E curvă, domnule. Zău? Păi divorțează. Nu pot că o iubesc. Domnule Maior, tot din cauza asta păstra o mască în sertarul biroului său? Auzi, Vasile, da. Ce te-a întrebat colegul meu? Păi, domnule Cotenet, și ca să o sperii, dar și ca să nu mă recunoască. Știți, voiam să intre în frica noastră și să nu mai umble noaptea după bărbați. Asta doream, să se potolească. Hai, domnule Vasilică, lasă plânsul și explică-ne în ce scop țineai o bardă și un cuțit într-un sac sport care nu arăta prea vechi. Păi, domnule Cotenent, sculele astea erau pomenite în ziare ca fiind folosite de criminal. De-aia eu le țineam în sac. Alo, Poliția Capitalei, dispecerul de serviciu. Domnule polițist, e aproape 6 dimineața.
Da, doamnă. Eu, stați să vă spun, eu acum am sosit acasă. Dar ce s-a întâmplat, doamnă? Vai de mine. Vai de mine, curtea mea, lângă poartă. M-am împiedicat de corpul unei femei. Unei femei care era... Spuneți-mi, vă rog, adresa, doamnă. Dacă-mi permiteți, de data asta să știți că crima asta este făptuită de omul nostru, judecând după poziția victimei. Uitați-vă, rânduiala lenjeriei intime. Da, da. Vedeți? Loviturile de pe cap, da. Înțepături de cuțit, mușcături mamare. Ce mai? Ce mai, domnule Maior? Fetișism, antropofagie, sadism. Asta este opera unui obsedat sexual cu manifestări aberante. Așa se pare, așa se pare, dar în jurul victimei ce vezi? Da. Da. Sunt câteva, câteva pete de sânge. Și sânge, exact, dar... Ce ai... A, aha, domnule Maior, un petic de hârtie. Așa, un petic, ia să-l scoatem noi din băltoacă. Da, cu grijă. Și să vedem dacă nu ne spune ceva. A, domnule Maior, așa. O scutire medicală. Da, adevărat, o scutire medicală. A fost eliberată de policlinica studențească. La fel de adevărat, Jeanule, la fel de adevărat, numai că nu se vede numele medicului emitent. Cu grijă, cu grijă să și uite, nici al titularului în folosul căruia a fost scris parcă, acest act. Parcă ar fi ceva... Ah, unde? Uite, domnule Maior, avem numărul de înregistrare. Se vede? Nu, dar nu, se sunt, vede? Nu sunt decât două cifre. Știi, cu 3-4 luni mai înainte am avut de rezolvat un caz la cabinetul medical al policlinicii studențești și țin bine, țin chiar foarte bine minte că acolo fișele sunt de ordinul zecilor de mii. Domnule Maior, nu o să fie ușor, dar putem încerca. Și apoi, știi care e problema? Noi nu știm dacă scutirea asta a fost eliberată asasinului sau cuiva care a pierdut-o în acest loc întâmplător. Nu, nici chiar așa, domnule Maior. De ce nu am presupune că în scrisul aparține victimei? Simplu, poșeta ei a fost găsită închisă. Da. Taiorul nu are buzunare. Da. Da, pricep. N-avea cum să fi căzut de la ea. Da. Mă rog, rămâne cum a spus dumneavoastră mai înainte. De la ucigaș, ori de la cineva care trecând pe aici... Nu! Domnule Maior. Cineva care a trecut pe aici, da? Pe aici, prin curte. Așa e. Doamnă, proprietăreasă! Da! Alo? Da, domnule Maior! Iertați-mă, da. Cine mai locuiește în casa asta? Păi, în afară de mine, eu și patru studenți. Patru studenți? Patru studenți, da. Mulțumesc! Vâlcule. Ordonați, domnule general. Iei legătura cu toți șefii de formațiuni și le cer să facă rost de oameni. Este nevoie de un ritm și mai susținut în controlele și razile pe care trebuie chiar să le înmulțim. Dar... Pe lângă suspecții care se ivesc zilnic, trebuie să verificăm 47.000 de imobile din zonele semicentrale și periferice. Domnule general... Știu ce vrei să spui, știu. Însă din dispozitivele actuale să nu scoateți nici măcar un om. Știi bine că nu am înțeles. Ce te-a lovit? A vrut să-ți fure geanta? Nu știu, mi-a venit în față, m-a lovit cu o bară de fier, nu știu. Stai așa. Domnule Maior, da? Noua victimă îl descrie pe agresor exact cum le reprezintă portretul robot. Uitați-vă. Perfect. Ai făcut o treabă excelentă. Dar stai. Că vreau să-ți dau o veste.
Știi, cei patru studenți au fost scoși de pe lista suspecților. Nu, domnule Marx. Ah, da, bine, desigur, arcatele dentare nu coincid cu aceea agresorului, da. Exact, și asta, dar da. Nici grupele lor sanguine cu aceea a ucigașului. Cât privește scutirea aia medicală... Domnule Maior, vă... Nu, știi ce? Va trebui să verificăm 10.000 de fișe. Nu, nu, nu poate, nu chiar așa de multe. Dar de ce? Știi tu ceva? Hm? Spune-mi, ai trecut pe la experți? Da. Spune odată, nu mă mai pierde. Domnule Maior, raportez, au izbutit să evidențieze o literă din parafa medicului. Perfect! E ceva, înțelegi? E ceva. Bineînțeles, bineînțeles, e ceva, e ceva. Nu mă mai îngâna. Iertați-mă, n-am putut... Nu înțeleg, tu ce vrei, să sar într-un picior de bucurie atâta vreme cât habar n-avem despre data eliberării, numărul fișei, numele medicului emitent? Nu, credeam... Nu, stai. Nu, spune mai bine ce ai făcut cu măcelarul. Domnule Maior, nu pot, nu pot să spun. Mai bine tac. Da, cel puțin pot să știu de ce. Pentru că l-am prins. Așa? L-am prins, domnule Maior, dar după ce l-am prins, așa? A scăpat. Pur și simplu a scăpat. Domnule Maior, stai, nu te jena. A fost nu te jena. Au mai pățit-o și alții. Nu, am crezut. Stai, măcar știi că am pe unde bântuie. Bineînțeles, vă jur că până diseară l-aveți. Jeanu, da, intră! Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Eu sunt un pensionar. Da? Și cu ce vă putem fi de folos? Fantoma. Nu sunt nebun. Nu. Dar nici nu m-am gândit la asta. Atunci? Despre care fantomă vorbiți? Vă să zic că sunt mai multe. Da. Păi asta e bine. Că mi-am tot zis, nu cumva să am halucinații. Înțeleg. De fapt, nici nu știu dacă era fantoma ei a Vasilicăi sau chiar ea. Cum adică? Că nu prea părea fantomă. Știți ce am fost la mormântare? E așa, ca prieten cu bunică-su. Da. E una dintre femeile pe care le omorât tâlharul ăsta. De nu-l prinde nimeni. Domnule Maior, permiteți? Te rog. A venit Vasilica, ori fantoma ei? V-am zis că nu sunt sigur. Bun, înțeleg, dar de ce v-a vizitat? Era frig. Voia un palton. Da, se obișnuiește să se dea de pomană obiecte de ale celor morți. Sigur. Dorea paltonul pentru ea și bani și rufe. A trecut pe la mătușii sa, dar aia când a văzut-o, a leșinat. Normal. Pe urmă, a trecut drumul la mine. Mi-a zis să vorbesc eu cu rudele celorlalte victime, ca alea să aducă la mine acasă haine, bani și mâncare. Că o să vină ea ca să le ridice și să le ducă ălora acolo, știți, nevastră. Pe cealaltă lume. Știu, da. Da, iertați-mă. Când urmează să revină Vasilica? Ori fantoma ei după haine și bani? Păi, azi pe la amiază. Că pastea moarte mai de curând, ci că le învoiește numai până la apusul soarelui. Sigur că da. Și cum știi că dumneavoastră ați cercetat cazul privind uciderea Vasilicăi? I-am zis că ar fi cel mai nimerit să o vedeți. Vă mulțumesc. Da, dumneavoastră, ați fi cel mai nimerit, că doar o cunoașteți și cine știe, poate mai aflați ce se discute acolo, pe cea lume, despre criminal. Alo? Dispecerul de serviciu vă ascult. Domnule polițist, era să mă omoare. Cine, doamnă? Ucigașul femeilor. Mi-a cerut să fac pe moartă înainte de... Mă rog, știți dumneavoastră, zicea că Alminter nu poate. Mă rog, e cu ochii pe mine, domnule polițist. Calm, doamnă, unde vă aflați? La un telefon cu... Thank you.
Pune mâna pe el! Da, uite, a intrat în blocul ăsta, uitați-vă! Uite-le, uite-le ăsta! Ăsta e, ăsta a vrut să mă omoare, ăsta! Dacă nu mă lăsați în pace, sar de aici! Ia, dați-mă la o parte! Dați-mă la o parte, nu ne îngreunați munca! Mă duc după el, dar răspândiți-mă! La o parte! Maior Vulcu. Da, am înțeles, domnule general. Peste 10 minute suntem la dumneavoastră. Să trăiți. Așa vă să zică, da? Tu ești fantoma Basilicăi. Dar spune, cum ți-a venit ideea să înșeli rudele victimelor, ticălosule? Păi, fiindcă semănam bine cu ea. Da, sigur că da, recunosc, așa e, când ai apărut travestit în femeie, chiar m-am cutremurat. Și erai leit fata cărei moarte am cercetat-o. Plutonier, du-l la arest, la arest cu el. Geanule, tu de ce ai dat drumul obsedatului ăluia care te-a amenințat că se sinucide? Domnule Maior, era complet știrb. Mai vreți și alte motive? Nu. Nu, recunosc că e suficient. Oh. Domnule plutonier major, cred că fata momeală pe care o păzim noi e acostată de tipul care s-a oprit lângă ea. Că doar nu o întrebau despre planurile sale de viitor acum la două noaptea. Oricum, să micșorăm distanța dintre noi și ea. Da. Deși suntem în mai, s-a lăsat un frig. Parcă am fi în octombrie. Stai, fata a ridicat brațele în sus. A tras-o în curtea lângă care discutau. Rămâi pe loc, comandă! Deja! Nu da, ți-a spus omul să-și ies blând, a? Însă nu pricep de vorbă bună. Ia spune, te simți mai bine acum cu cătușe la mâini? Ce cauți aici? Băi, aici locuiesc eu. Aici locuiești? Da. Ia să vedem dacă spui adevărul. Da, hai! Atunci, uite, am cheile casei în buzunarul stâng al hainei. Deschide-o, geama! De unde a prins lumina? De stânga. Dar ce văd? Chiar așa, domnule plutonier major, un coșciug căptușit cu mătase, catifea și chiar cu perne înăuntru. Te pomenești că dormi în el, a? Nu, domnule plutonier major, în el fac dragoste. Oh. Dacă eu sunt autopsier, poate că din cauza asta... Domnule plutonier major, individul ăsta nu seamănă deloc cu cel de pe portretul robot. Ai dreptate. Nu seamănă deloc. Cu toate astea, îl luăm cu noi. Înaintăm cu pași repezi, Vâlcule. Cer iertare, domnule general, dar eu nu împărtășesc întru totul optimismul dumneavoastră. Te pomenești că reducerea suspecțiilor de la policlinica studențească la doar 196 de la 10.000 pentru tine e nimica toată. Nu. Și asta datorită experților care au riscat foarte mult ca să obțină evidențierea parțială a datei martie anul curent prin folosirea razelor solare amplificate. S-au mai obținut 2 litere din parafa medicului emitent. Ce zici, domnule expert? Da, domnule general. Cum am putea evidenția numărul complet al fișei și numele celui căruia i s-a eliberat scutirea medicală? Domnule general, numai prin spălarea înscrisului cu ser fiziologic. De ce nu o facem, domnule general? Explică-i, expertule. Domnule Maior, riscăm să se șteargă și ceea ce am obținut până acum și tare păcat ar fi să se distrugă o virtuală probă de căpătâi. N-am știut, cer scuze. Domnule general, permite să raportez. Ce e, Gianule? O nouă crimă. Același procedeu, același comportament în câmpul infracțiunii. Același ucigaș. Bine. O nouă crimă. Același autor. Așa nu mai merge.
domnule expert. Da, cu orice risc supuneți în scrisul oricărei probe. Răspund eu. Dar faceți asta imediat. Să punem capăt acestei situații de coșmar. Să mergem în laboratorul meu. Da. Vă rog, priviți, domnule general. Priviți. Jucăm totul pe o carte? Jucăm, am spus doar. În ordine. Atenție. Peste câteva clipe vom afla numele asasinului. Sau vom distruge ceea ce putea fi proba capitală. Opa! Ce e, Vâlcâne? Numele. Apare numele. Gata. Acum la treabă. Îl găsiți și îl aduceți. Înțeles. Dar prudență. Nicio grijă. Nu cumva să-l puneți pe fugă. Asta e căminul unde locuiește studentul criminal. Iarul? Ordonat, domnule Maior. Tu mergi cu mine sus. Voi doi rămâneți la mașină. Am Dacă înțeles. Am nevoie, vă chem. Am înțeles, trăiți. Vă salut. Vă salut, să trăiți. Cu mine ați vorbit la telefon. Eu sunt administratorul. Eu și colegul meu vrem să aruncăm o privire în camera ocupată de studentul pe care îl căutăm. Păi, eu zic să ne grăbim. E ora la care se întoarce în cămin și n-ar fi bine să ne găsească. Auzi, locotenente, să ne grăbim. Păi, dumneavoastră râdeți, pentru că nu-l cunoașteți. Ei, mie mi se zburlește părul pe cap numai când mă gândesc să dau ochi cu el. Da, a pus belciuge la ușa camerii sale și a amenințat colegul de cameră cu cuțitul, făcându-l să-l lase singur. De ce n-a schimbat poliția? De frică, domnule Maior. Stați așa, am ajuns. Asta-i camera lui. Dar n-avem cheia lacătului. Nu-i nimic. Gianule, zboară unul din belciuge. Nicio problemă. Doamne, să nu ne prindă. În ce mizerie trăiește omul ăsta. Ia te uită, salteaua sfâșiată cu lovituri de cuțit, masa și scaunele ciopărțite parcă de o bardă. Uite și ușa dulapului se poate. Stai să vedem ce e în dulap. Haine murdare, domnule Maior. Și pătate cu sânge. Da, prin buzunarele hainelor. Vedem imediat. Imediat. Aici nimic, dincoace nimic. Domnule Maior, în bluza asta simt ceva, simt o hârtie. Atenție, scoate-o, dar cu foarte, foarte mare grijă. Abia am atins-o. Vedeți? Domnule Maior, o însemnare a ucigașului care cuprinde multe din victimele sale. Aia de pe strada Mehadia, cea de pe labirint. Păstrează-o bine. Am înțeles. Și stai puțin. Ia uite-te aici, pe partea interioară a ușii dulapului. Da, o hartă. Chiar așa, o hartă. La ce i-o fi folosit? Dacă priviți cu atenție, veți vedea, domnule administrator, că pe harta asta sunt niște însemnări cu diferite culori. Chiar așa. Gianule, ce spun aceste cercuri și linii? Domnule Maior, cred că am înțeles. Traseele victimilor și locurile în care le-a atacat. Mm-hmm. E o harta morții. Exact. Iată dovada că a lucrat cu premeditare. Și discernământ chiar. Poate. Poate și cu discernământ. Domnilor polițiști, vine! Treceți în fundul camerei. Cât mai departe de ușă. Da. Ce căutați aici, mă, nenorocitilor? Cine va da voie? Lasă toporișca jos! Jeanu! Domnule Maior! Pune-i cătușele.
Stimați ascultători, revenim în sala de judecată a secției 2 penal din incinta Tribunalului București. Am primit legătura. Dezbaterile în procesul odiosului asasin de femei sunt pe cale să ia sfârșit. Și acum vă punem în legătură directă cu ultimele momente ale procesului. Are cuvântul procurorul. Onorată instanță, în calitatea mea de acuzator public, remarc din partea apărării un disperat demers prin care încearcă să-l prezinte pe acuzat, dacă nu chiar nevinovat, măcar că a acționat fără discernământ. Culmea, în sprijinul acestei ipoteze, aduce faptul că prinderea lui a fost atât de grea, fiindcă a lucrat haotic, adică nu după un plan prestabilit. Nu, onorată instanță. Nu, domnule avocat. Nu din cauza asta a durat atâta vreme prinderea lui, ci tocmai fiindcă a operat cu premeditare și mai ales după un plan prestabilit, ceea ce denotă categoric discernământ. Cea mai bună dovadă că așa s-au petrecut lucrurile o constituie măsurile pe care și le-a luat în înfăptuirea numeroaselor omoruri de care se face vinovat. A studiat traseul victimelor, a atacat victimele fulgerător și a procurat uneltele crimelor din vreme. Fugea de la locul faptei de îndată ce se ivea pericolul de a fi fost surprins. Și cea mai concludentă dovadă că a operat cu premeditare și discernământ este această hartă, cuprinzând traseele victimelor și locurile în care au fost atacate, violate, jefuite, ucise. O adevărată hartă a morții. Cer pentru acest odios asasin pedeapsa capitală. Stimați ascultători, aici i-a sfârșit transmisiunea noastră în direct. Prea multă durere, prea multă tristețe. Dumnezeu să ierte pe toți cei morți. Dăm legătura în studio. Ați ascultat Harta Morții, de Ștefan Berciu. Distribuția a fost următoarea. Generalul Silviu Stănculescu, Major Vâlcu Emil Hosu, Locotenent Gianu Răzvan Vasilescu, Procurorul Ion Pavlescu, Vagabondul Mitică Popescu, Pensionarul Alfred Demetriu, Administratorul Mihai Mereuță, proprietăreasa Dorina Lazăr, tânăra Virginia Mirea, doctorul Nicolae Pomoje, plutonierul Radu Panamarenco, Vasile Dumitru Chesa, expertul Eusebiu Ștefănescu, reporterul radio Eugen Cristea. În alte roluri, Monica Ghiuță, Elena Nica Dumitrescu, Virginia Rogin, Crina Mureșan, Ion Haiduc, Valentin Teodosiu, Candid Stoica, Nicolae Călugărița, Sorin Gheorghiu, Florin Dobrovici, Boris Petrov, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Stella Botez și Laura Mureșan. Redactor, Georgeta Răboș. Regia de studio, Jain Nadicu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican.